Binecuvântat să fie Domnul! Fără să-mi propun să vin la dumneavoastră, ieri mă bătea un gând că trebuie în dimineața asta să fiu undeva. Trebuia să fiu în altă parte, de acolo m-am liberat și am zis că totuși rămân acasă. Și între timp, aseară, întorcându-mă spre casă, m-a sunat fratele Andrei și nu știu ce s-a întâmplat, că m-am duplecat. Și așa se face că suntem împreună aici. Dar întotdeauna este important să fie prezența Domnului, că Dumnezeu poate da izbăvire printr-un număr mic, printr-un număr mare, printr-unul, printr-altul. Important este să ne lăsăm la îndemâna Domnului și Domnul să lucreze între noi, slăvit să fie Domnul. Am citit din Epistola către Galateni, scrisoare în care apostolul încearcă să lămurească niște neclarități. Și avem și noi problemele noastre și poate că în dimineața asta o să mergem mai mult tocmai pe nelămurirea unor, pe discutarea unor nelămuriri. În primul rând ne oprim la ceea ce scrie aici în Galateni și să ne amintim cine au fost oamenii aceștia, să ne amintim de prima călătorie misionară apostolului Pavel. Știți, el a plecat din Antiohia Siriei, mânați de Duhul, până când s-au întors din nou. În intervalul acesta Dumnezeu a lucrat prin ei, a deschis neamul lor ușa credinței, s-au format câteva biserici, dar în urma lor au mers alții, așa numiți iudeizatori dintre iudei, care țineau sus și tare că neamurile în mod deosebit trebuia să respecte legea lui Moise. Și oamenii erau încurcați, vă rog să vă gândiți, erau de curând întoși la credință, unii le spuneau într-un fel, alții într-altul, și cum este și într-o familie când tata zice una și mama spune alta, sau cum în perioada când sunt alegeri în politică, unii spun într-un fel, alții într-altul și bieții oameni nici nu se mai duc la vot. Nu mai știe exact cine are dreptate, care e bun, care nu e bun. Și apostolul Pavel scria aici, recitesc din capitolul 3, Galateni, punându-le câteva întrebări. Versetul 2, iată numai ce voi să știu de la voi prin faptele legii, adică după părerea celor care spun că asta va dă vouă har și poziție bună înaintea Dumnezeu, ați primi voi Duhul sau prin auzirea credinței. Deci înțelegem de aici că și galatenii primiseră Duhul lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului și aici pentru toți cei ce l-au primit. Și ce se întâmplă dacă a primit cineva Duhul lui Dumnezeu? Scriem versetul următor. După ce ați început prin Duhul, deci când se începe prin Duhul, când se primește Duhul. Pentru că numai odată venit Duhul Dumnezeu în viața noastră, putem să avem o viață prin Duhul. Și în ideea aceasta scrie aici apostolul în Galateni, capitolul 5, versetul 25, dacă trăim prin Duhul, de când putem trăi prin Duhul? După ce l-am primit. Să și umblăm prin Duhul, pentru că la ei exista riscul să se întoarcă din nou și să continue viața în firea pământească. Și explică apostolul Pavel aici în Galateni, capitolul 5, versetul 16, zic, dar umblați cârmuiți de Duhul, adică odată ce l-am primit, să-l lăsăm să ne conducă, să ne controleze viața. Și nu împliniți poftele firii pământești. Și aici există un conflict în noi. Vedeți, conflictul nu este dat numai de învățăturile diferite, e dat și de ceea ce se întâmplă în ființele noastre. Cum zice Pavel și în roman, după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mine așa o zbatere. Și scria el, versetul 7, zice că și firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și asta aș vrea să fie prima idee care să o dezbatem.
Cum putem să continuăm prin Duhul, să fim călăuziți de Duhul, ca să nu ajungem să fim amăgiți de alte învățături sau să ne întoarcem la firea pământească? Apostolul scrie aici: roada Duhului dimpotrivă este, și enumeră cele 9, știți. Și în versetul următor, după ce încheie cu cele 9, zice: cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Deci călăuzirea Duhului înseamnă, în primul rând, să lăsăm în noi să se manifeste un caracter dumnezeiesc și tot ceea ce ține de apucăturile noastre vechi, pentru că fiecare are firea lui pământească. Dumneavoastră nu vă vine să faceți păcatele mele, nici mie păcatele dumneavoastră. Fiecare are înclinațiile și tentațiile lui. De aceea vreau să observăm în această privință ceea ce spune apostolul aici: cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit aceste slăbiciuni, aceste apucături, înclinații ale lor, și le țin sub control, și asta se poate prin Duhul lui Dumnezeu care ne-a fost dat. Și asta se realizează, spunea apostolul Pavel, citesc din Epistola către Romani, capitolul 8. În aceeași idee a Duhului, a firii, a legii, versetul 3, căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere. Versetul 4, pentru ca porunca legii, care de fapt nu mai este a legii, ci este îndemnul Duhului, să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Vă rog, frați și surori, fiecare, începând cu cei tineri care doar sunt cu minte ageră și pricep, nu știu cum se face că și copiii încă de mici au înclinațiile lor specifice. Zilele astea au fost nepoței la noi și discutam cu soția legat de băieții fiicei noastre. Este unul dintre ei, de exemplu, foarte, foarte dificil. Dacă vrei să se suie, cred că trebuie să-i spui să se coboare. Și nu știam cum să-l așez la masă de o parte, împreună cu ceilalți, că dacă l-am chemat, stilul lui, foarte încăpățânat, foarte hotărât, l-a făcut din oficiu să se pună pe partea cealaltă. Și atunci am găsit ceva spunând: băi, zic, acolo stau fetele și femeile. La care zice: eu n-am fost. Cum vorbește așa foarte repede, și atunci dintr-o dată s-a dus dincolo. Acest băiat va avea de furcă până când Dumnezeu va lucra chip în el să-și înfrângă această ambiție. Este un altul între ei, îi dăm ca exemplu pe copii, că ăștia și dacă ar fi de față nu se supără, sau și dacă se supără le trece repede, care este mai artistic și are anumite înclinații, mai, aș spune, spre anumite patim, pofte. De exemplu, la 3 ani făcea referire la o fată, că este drăguță, știe să spună anumite cuvinte, ca și cum să aprecieze. Celălalt, care este mai dificil în felul lui, ăla nu o să fie ispitit cu fetele, pentru că este prea dificil ca să fie agreat și să fie prietenos. Seamănă cu bunicul lui. Celălalt va avea slăbiciunile pe cealaltă linie, a afecțiunii, a simpatiilor, a prieteniilor. Dar când crește mare, ne alegem cu alte și alte slăbiciuni în noi. De exemplu, sunt oameni zgârciți
Și pentru aceștia Duhului Sfânt va fi foarte greu să îndemne să fie darnici, să fie miloși. Mintea lor va găsi întotdeauna argumente. Aveam un bunic care era foarte, foarte corect, dar foarte, foarte zgârcit. Noi nepoții, ca să amintesc ceva și de bunici, nu numai de nepoți, bunicul își dorea să trăiască 100 de ani. Era foarte grijuliu cu sănătatea, foarte atent cu mâncarea. El pleca de acasă și cu căciulă și cu pălărie. Zicea, depinde cum se schimbă vremea, o folosesc după casă. Foarte atent, nu consuma orice, ceaiuri. Și foarte sănătos până la 90 de ani. La 90 de ani a făcut o gripă și a trecut din viață și noi nepoții glumeam că n-a vrut să dea zeciuială și a luat-o Dumnezeu din ani. Că a vrut să trăiască 100 și l-a lăsat numai 90. Și spre bătrânețe Dumnezeu l-a înmuiat în cum era în firea lui, foarte greu de convins, de lămurit, dar foarte corect. Și i-a dat Dumnezeu Duhul Sfânt când avea vreo 88 de ani. Începuse să devină mai blând, se ruga mult și într-o dimineață se duce tata la el și cu fața senină, că locuia aproape de părinții mei, zice, azi noapte m-am rugat și în vis am început să vorbesc în alte limbi. Și zice, el dimineață când m-am pus să mă rog, de asemenea vorbesc în alte limbi. Așa s-a îndurat Domnul de el. 30-40 de ani i-a trebuit Domnului a spune cu el ca să-l poată controla, să se poată lăsa cârmuit de Duhul. Este câte unul care foarte ușor se lasă, este foarte ușor de înduplecat. Dacă aș fi să dau un exemplu de ușor de înduplecat, cred că nevasta mea mi-ar fi prima în minte. Nu-i greu de lămurit unde vrei o duci. Ispita la astfel de oameni poate că este că le este mai greu să rămână statornici la cei care sunt ușor de înduplecat, știți? Este un om bun de suflet, vin, dar și dacă poate zice altul, ascultă și de acela și s-ar putea eventual să intre într-un conflict că nu mai poate să-i împace și să facă servicii și pentru unul și pentru celălalt. Problema este că pe lângă aceste stări firești în care Duhul vrea să ne controleze și uneori este mai greu și n-ar trebui să lăsăm pe Domnul să-i fie atât de greu, cum spunem Psalmul 32, ca un cal sau ca un catâr pe care îl strunești cu un frâu și cu o zăbală, să-l poți controla. Ar trebui să ne lăsăm îmblânziți pentru că Dumnezeu, dacă nu tot, are metode. Ne poate Dumnezeu înmuia? Ne poate. Dacă este câte unul prea lacom pentru muncă, Dumnezeu îi umblă la sănătate. Controlează mai ușor. Dacă este câte unul care este foarte orgolios, Dumnezeu știe să smerească pe cei ce umblă cu mândrie și în a se manifesta blândețea, bunătatea, toate acestea. Și Dumnezeu ne-a dotat cu conștiință. Și asta Duhul Sfânt o activează, o curățește. Cum spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 9, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Adică Duhul Sfânt îți indică, ca și la bord, ceva piuie, e un semnal luminos, ceva acustic. Îți spune dacă a realizat în tine roada Duhului sau n-a realizat-o. Dacă încă se manifestă aceste accese firești sau nu se manifestă. De exemplu, ce interesant ar fi ca fetele să se vindece de toate faptele firii pământești înainte de a se mărita. Să nu mai trudească și bărbatul. Să nu mai suferă și copiii durerile nașterii mamei lor în cele spirituale. Copiii uneori sunt foarte sinceri. Îmi povestea o familie că mergea tata și mama pe mașină, un băiețel de 4 ani. Și ei discutau așa ceva puțin mai aprins. Băi, dar facem așa, dar facem așa. Și copilul, dar înțelegeți odată. De care dintr-o dată și-au dat seama, băi, uite, copilul a sesizat că ceva nu este
în regulă, nu avem suficientă blândețe, bunăvoință. Deci, în primul rând, Duhul Sfânt vine în noi pentru ca să aibă un început al vieții sfinte și să ne călăuzească în roada binecuvântată a acestor stări dumnezeiești. Doamne, ajută-ne! Dar să fiți atenți, fac aici o precizare, că uneori unii cred că această călăuzire a Duhului Sfânt comportă niște stări foarte, foarte ciudate. Pe profes, de exemplu, Domnul poate să-i călăuzească într-un mod în care să te miri, că pleacă într-o parte și Domnul le spune să meargă într-alta. Dar, de exemplu, nu o să le spună Duhul Sfânt, nu te ruga. Nu o să te poți aștepta să șoptească Duhul Sfânt, a să nu citești în Biblie. Numai mâine. Pentru că Duhul și al prorocului, spune 1 Corinteni 14, este supus prorocului. Și aceste stări, Biblia ne învață să ne rugăm cu Duhul, să ne rugăm cu mintea, se vor îmbina și nu vor intra într-un conflict. Am întâlnit, până eram acolo în Alba, unul sub un impuls sau unui duc de mândrie, spunea că pe el îl călăuzește Domnul. Am întâlnit un caz și la un bărbat și la o femeie care îi spunea cum să mute dulapurile în cameră. Și numai te trezeai, venea bărbatul la servici, beata femeie trudea să mute dulapurile. Nu-i bun pe perete, că o să Duhul Sfânt să le mute pe peretele ăla. Ori așa ceva se poate constata cu mintea, dar nu o să spună Duhul Sfânt să pui dulapurile peste ușă. Nu mai intri, bun, intri pe un pod. Dar sunt și astfel de ciudățenii. Eu am întâlnit un caz, pare mi se că v-am povestit, doar o secvență vă spun, unul care, atunci când s-a pocăit, a postit 6 luni într-una. L-a luat în primire un duh rău, care de la o vreme nu l-a mai lăsat să meargă la biserică. L-am vizitat pe o familie și era vecin și un frate ca să-mi arate, să-mi explice ceva, era un slujitor mai bătând, ce vină cu mine la un om să-ți arat ceva. Când ne-a primit, oh, bine ați venit, cuvinte de ce ai că erau de Duhului Sfânt, tot acolo. Atâta blândețe, bunăvoință, dragoste, vorbea despre soția lui, deși avea peste 60 de ani, de parcă erau îndrăgostiți, atât de frumos la început. Și, la un moment dat, îl întreabă fratele, da, fratele, nu mai mergi la adunare? Nu, dar de ce? Zice, eu mă întâlnesc cu Dumnezeu acasă. Și mă rugam într-o zi și mi-a zis, că zisese Dumnezeu, spusese Duhul acela rău, de ce te rogi pentru oameni să-i mântuiesc? O să-i mântuiesc pe toți. Când am auzit ce spune, zic, dar ce ți-a mai spus Duhul Sfânt? Și într-o zi mi-a spus, măi Ilie, tu știi cât mine? Pe mine deja mă treceau fiori. Dar omul era, ținea suși tare de încredințarea lui, că lui așa îi spune Duhul Sfânt. Și la început îi duce pe care vrea să-i rătăcească cu forme mai ușoare. Dar am întâlnit și situații mai extreme. Când îi spunea unei mămici să noaptea să-și ia copilul, să seară peste poartă, s-a dus pe câmp, fratele ei era membru la noi în adunare, și-au dus-o la frate Todoraș de la Izvin, s-a rugat pentru ea, că cineva vrea să-i omoare noaptea copilul. Deci, să înțelegem că această călăuzire a Duhului, în adevăr, în această viață sfântă, nu este una care iese din limitele naturalului. Nu o să-i spună Duhul Sfânt la nici o femeie, după ce s-a măritat, tu trebuia să te faci călugărițe, da? Încep de acum. Nu îi va spune asta. Nici unui bărbat nu o să-i spună Duhul Sfânt, tu să nu mai dai bani acasă, că tu trebuie să-i dai de acum la nu știu cine și nu știu unde. Acest Duh este un Duh înțelept care vrea să realizeze din noi o viață sfântă, plăcută lui Dumnezeu și în același timp plăcută oamenilor, cum era Domnul Hristos. Așa că, dragii mei, nu uitați, Duhul Sfânt vrea să ne vindece de bolile care le avem fiecare dintre noi. Și Duhul Sfânt vrea să nu ne îmbolnăvim de vreo boală din asta, să ne apuce vreo stare din asta extremă, nepotrivită, ne la loc, să-i spună Duhului Sfânt vreunuia, nu-i mai voie să cânți în fanfară, gata, lui a spus Duhul Sfânt așa, asta nu o să fie Duhul Sfânt. Eventual o să-i spună să fie mai pocăit,
să fie mai activ, mai prezent, dar nu altceva. Încă un aspect de aici, din cele scrise de Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 3, versetul 5. Cel ce vă dă Duhul, și atenție, și face minuni printre voi. Unii cred că Dumnezeu poate să dea Duhul și să nu se întâmple fenomene supranaturale. Și asta iară trebuie corectat. Pentru că, v-am spus, Galatia e prima călătorie misionară a Apostolului Pavel. Au fost acolo minuni? Au fost descoperiri? Au fost lucrări supranaturale? Au fost. Și în toate astea, cea care deschide, cea care are cheia, este credința. Să rugăm pe Domnul să ne dea harul credinței pentru primirea Duhului Sfânt și pentru lucrările Duhului Sfânt. Pentru că una fără alta nu se poate. Nici călăuzirea în adevăr fără lucrări și nici lucrările fără călăuzire. Într-unul din bilete cineva a întrebat cine sunt fecioarele neînțelepte. Și din mai multe răspunsuri ce se pot da, mie Domnul mi-a pus pe inimă să vă răspund cu Matei 7. Spune Scriptura aici, apropo de înțelepte și neînțelepte, știți pilda cu cele două case. Dar citim de la versetul 21, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cer. Această voie este călăuzirea care o realizează Duhul Sfânt în noi. Dar sunt unii care merg numai pe ideea minunilor fără călăuzirea Duhului. Mulți îmi vor zice ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit, noi m-am făcut minuni. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege, adică cei în care Duhul Sfânt n-a reușit să stopeze faptele firii. Dar ei au pretins că au puterea minunilor. Eu am observat că toți oamenii pe care diavolul îi păcălește să păcătuiască, le pune în minte o interpretare greșită a Scripturilor. Vorbeam recent cu un frate care a fost plecat pentru 3 ani în altă țară și în țara aceea, în biserica unde el a slujit, a fost un slujitor care a fost surprins fumând și fuma sistematic de ani de zile. Și fratele a încercat să se explice cum a putut omul acesta să facă slujbă și în paralel să fumeze. Și când a analizat gândirea lui și ceea ce spunea el, omul respectiv, reușise diavolul să-i dovedească lui în minte că asta nu-i păcat. Că nu face rău la nimeni. Și că fiecare om are o pasiune a lui și cum la altul îi place prăjitura de un fel, la altul îi place cafeaua, la altul îi place nu știu ce suc de mere, la altul îi place altceva, uite, lui îi place să fumeze. O interpretare greșită în minte. Am cunoscut un caz extrem în care unul și-a permis să trăiască cu sora nevestei lui. Și când a fost analizată situația, măi omule, cum ai putut? Și ăla slujea în domeniul muzicii, era dirijor. Dracu i-a băgat în minte ideea lui Iacov din Genesa, că dacă surori cele două și știți neveste, nu-i păcat, numai dacă n-ar fi surori, e păcat. Vă dați seama ce nebunie și așa strecoară diavolul la fiecare în minte. Am întâlnit om lacom care fenta, fura, nedreptățea și lui a pus diavolul în minte, e nevoie de bani pentru lucrarea Domnului. Și Dumnezeu ție ți îngăduie. Doar și la evrei l-a îngăduit să ceară de la egipteni și o știu că pleacă. Nu? Stau mai făcut românii pe aici în Europa. Bă, înainte a plecat să iau câte ceva. Înainte am întoarce în țară. Pentru că a reușit să se le pună în minte teoria asta. Ori asta venea de la Duhul Sfânt? Nu. Dar în paralel, ca să îi păcălească, le punea în minte ideea de a lucra, de a sluji. Vedeți? Diavolul pe unul îl dă într-o parte și pe altul în cealaltă. La unul spune, mai trebuie să fii pocăit, trebuie să ai rodat Duhului Sfânt. Și
Cu asta tu dovedești că ai Duhul lui Dumnezeu. La altul spune, nu, trebuie să fii implicat, să fie slujire și dacă sunt probleme în trăire, lasă că doar Duhul Sfânt înțelege. Și spunea Domnul, apropo de cele 10 fecioare, cum vă aminteam, de aceea orice cine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată sau înțelept. Însă orice cine aude și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit. Ce credeți dumneavoastră, cele 5 fecioare neînțelepte, nu li s-a spus să-și ia ulei? Ba da, dar ele n-au făcut, n-au luat seama. Și acest a lua seama e rolul Duhului Sfânt. A spus Domnul, vă va aduce aminte de tot ce v-am spus. Pentru că Duhul Sfânt are rolul să mă facă pe mine să pricep când se predică și să-mi aducă aminte la vreme potrivită. De aceea este atâta nevoie de Duhul lui Dumnezeu în viețile noastre. Domnul să-L lase din plin peste noi. Problema galatenilor îi făcea să se întoarcă din nou la stilul lor de viață. Și n-ar fi fost problema că se întorceau doar la lege să o respecte. Dar nu o respectau. Știți ce din timpul Domnului Iisus o respectau? Nu. O respectau după principiile lor. Dar nu respectau porunca a cincea să-și ajute părinții. Făceau unele și lăsau nefăcute altele. Dar când Duhul Sfânt îl lăsăm să ne controleze mintea și să ne sfătuiască, nu rămâne nimic nefăcut. V-am spus că are ca mijloc în sfătuirea noastră conștiință. Iar când este vorba de lucrări, să nu încercați, dragii mei, sau să vă lăsați amăgiți de fel și fel de învățături care spun, nu avem Duhul Dumnezeu, suntem mântuiți cu asta. Dar este foarte mare nevoie în vremea noastră ca Domnul să-și lase lucrările sale supranaturale între noi. Sau nu este nevoie? Aveți nevoie de proroci aici la Nădlac? Păi dați-mi voie să le spun ceva la tinerii de aici. Copiii nu prea sunt, nu știu. Nu i-ați adus, nu s-au sculat sau nu mai prea aveți, nu știu ce. Dar ce sunt aici? Cartea 2, Împărați, capitolul 2. De fiii prorocilor ați auzit, așa-i? Uite ce îmi pare interesant la aceștia. Pleacă Ilie cu Elisei, știți evenimentul. Versul 3. Fiii prorocilor care erau la Betel au ieșit la Elisei și au zis, știi că Domnul răpește azi pe stăpânul tău deasupra capului tău. Nu știu ce vârstă aveau fii ăștia prorocilor, dar ar fi ceva de dorit să aveți proroci maturi în adunare, ca Elisei, ca Ilie, și din ăștia tineri când veniți la adunare să vă spună, frate, știi ce mi-a descoperit Domnul că se va întâmpla azi în adunare? V-ați dori asta, nu? Cine și-ar dori? Voi fii prorocilor sau numai prorocii ăștia mai bătrâni? De acolo au mers mai departe, scrie versetul 5 la Ierihon, fii prorocilor care au acolo sau apropiat, știi că Domnul răpește azi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Deci nu știu și ăștia. Vedeți la cât vrea Domnul să descoperi. Și spune Pavel în Noul Testament, să doriți darurile, dar mai ales să prorociți. De ce e nevoie de el? În vederea zidirii sufletește a bisericii. Nu se zidește biserica dacă nu sunt aceste daruri, aceste lucrări. Duhul Sfânt se manifestă. Apropo de unii care cred că e suficient să aibă roadă, să fie foarte, foarte cuminți, dar să nu se implice. Am întâlnit un caz în care i-am spus unui bărbat, era un foarte inteligent, un inginer, un om cu minte, liniștit, frate, Domnul vrea să te implici, la care ea zice, dar eu am crezut că îmi fac datoria. Zic, cu ce? Zice, vin la adunare, stau foarte serios, particip la toată slujba, zice, oamenii care mă văd nu-și dau seama. Adică el a vrut să toată slujba e doar că oamenii îl văd acolo, la număr. Că el se roagă foarte pios, este liniștit, cu minte. Asta este o parte, dar nu-i suficient. Domnul vrea ca să ne implici. Aveți experiențe să vă fi făcut Domnul de cunoscut ceva și știți ce e frumos pentru voi, pentru tineri? Până când Domnul vă va da undă liberă să prorociți în adunare și să
aveți autoritate să fiți crezuți, să puteți să vă controlați. Și când vă spun ăștia, băi, știu și eu, dar las că astăzi Domnul o să-l pună pe altul să prorocească, voi tăceți astăzi. Că diavolul din nou vrea să-i arunce spre extreme. La unul spune, nu te băga, darurile astea sunt pretențioase, e un domeniu periculos. Și pe ăsta îl ține să nu se implice și pe altul pune să se avânte înainte. Și să prorocească, am întâlnit și la noi la biserică, 10 prorocii pe slujbă. Scria, numai ne trimitea depeșe întregi la amvon. Până când îți dai seama că stai, că s-a ieșit de pe linie. Prea multe dintr-o dată. Am întâlnit iar la un grup de tineri, dar se rugau. Rugăciune, seara după slujbă, joia, marța, am crește ore de rugăciune. Niște caiete întregi, prorocii, vedenii. Mă, da să văd ce vedenii. La ei era Domnul Iisus de fiecare dată, îl văzuseră 3-4, mă zic, stați o leacă. Eu știu că l-a văzut Pavel pe Domnul Iisus, pe Dumnezeu Tatăl, l-a mai văzut Ezechiel, Daniel, voi, prea multe vizite înaintea tronului. Mulțumiți-vă mai pe la poalele muntelui. Nu voi imediat, direct sus cu Moise acolo. Nici Iosua nu i-a fost îngăduit să sui acolo. Stați liniștiți, stați aici și așteptați. Să putem să fiți ca acești fii ai prorocilor, știau și ei. Pentru că ce se întâmplă, de ce nu-i bine să vă dați drumul așa dintr-o dată? Spune aici în continuare că după ce Ilie a fost răpit la cer, Elisei s-a întors, a trecut Iordanul, îi ies fiii prorocilor care erau în fața Ierihonului, versetul 15, și i-au zis, uitați-vă că știau, Duhul Ilie a venit peste Elisei. Știau și asta. Aveau cunoaștere. Am întâlnit părtășii la care erau mai mulți proroci și n-au prorocit toți, cum scrie în Corinteni. Știe, îi descoperise și Domnul și la unul și la altul, acum unii și de lene și așteptau să prorocească celălalt, să spune, las că el e musafir. Și Domnul mi-a descoperit mie asta. Deci nu toți, dar unii tot trebuie să o facă. Dar ce vă spuneam pentru tine? Ăștia măcar că știau că Domnul răpește, aveau cunoașterea corectă, descoperirea era în lumină. Nu erau destul de stabili pe descoperirile lor. O zi, nu vrei să căutăm după el, poate că e numai pe vreo munte sau pe vreo vale. Măi, dar n-a zis voi că răpești? Numai de ce vă îndoiți? Vedeți că nu există stabilitatea necesară. Și s-au dus. Ilie a lăsat. S-au întors înapoi, au cheltuit 3 zile și le spune în final, nu v-am spus să nu vă duceți. Diavolul vine și strecoară acest poate. Și aici este rolul credinței în exercitarea darurilor. Dacă te îndoiești, frate Odoraș de la Izvin spunea că atunci când i-a dat Domnul darul vedenilor, i-a arătat o masă pe care erau o grămadă de bijuterii și de aur, de metale prețioase, dar și tinichele, așa, bronz și altele. Și i-a zis, alege cei metal prețios de celelalte. Doamne, dar seamănă la culoare ceva. Și i s-a spus, așa va fi mintea ta. Dacă vei reuși să depistezi și să delimitezi gândurile care vin de la Duhul Sfânt, de gândurile care sunt din mintea ta, vei fi un bun proroc. Dacă nu, nu. Asta i-a spus și Ilie la Isei. Dacă mă vei vedea, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. De aceea este foarte important ca cei ce au daruri să fie și credincioși, ca să nu fie aici în mintea lor confuzie. De aceea nu se poate proroci decât în măsura stării spirituale, a stării de credință. Iată de ce este nevoie să ne dedicăm acestor activități sfinte ca Domnul să lucreze, Domnul să vă ajute. Amin? Și când va veni vremea și frații vă vor da undă verde ca să prorociți, atunci slavă Domnului. Nu știu din acești fii ai prorocilor câți au ajuns să fie proroci consacrați. Spunea un frate din Bihor, mai cu ani în urmă, cei mai bătrâni trebuie să știe, cam din 10 botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, 3-4 proroceau. Și scris în Noul Testament. Vorbeau în limbi
și prorocea. Pentru că exista o altă măsură de duh mai mare. Așadar, să fiți atenți. Mă opresc aici, mai urmează și alte sau alți frați și în final răspundem la întrebările astea. Să fim așadar atenți. Deci Pavel a scris epistola Galatenilor să corecteze niște greșeli. Niște greșeli de comportament în trăire și de aia le scrie ce vă spuneam despre roada Duhului. Și în același timp le spune, vedeți, să nu pierdeți lucrările care Dumnezeu a început să le facă între voi. Ce Dumnezeu a făcut minuni între voi. Dacă urmărim în textul din Fapte, sunt acolo descoperiri, sunt semne. Vedeți să nu le pierdeți. Dumnezeu să vă îmbogățească și cu roadă și cu daruri. Amin.